părăsindu-l Seva, va profeți de astăzi nostra Eva, astfel încât profețiile astea sunt de partea unei femei. Bădasea cu nația chineză, crescând solid prin partea enogeneză. Doar cu orez sub soarele ce arde, e greu să te mulțești la miliarde. Iar când durezi o societate nouă, nici o viagră nu ți ajunge în ouă. Deci tema ei a Asiei ferește, va fi un falos galben strâns în crește. Oceania, cu lipsa de popoare, va crește prin mari suprealizare. Cum va fi unul ap de viață lungă, alt embrion se va târâ pe pungă. Și folosind cu cap recipientul, va popula femeia continentul. Deci tema Australiei e fermă. O nitrogen lichid, un stoc de spermă. În Africa, desida născătoare nu pot prezice nici care va schimbare. În deficitul de imunitate se vor spăla hotarele între state, iar cafrii, hotentoții, beduinii vor fi înlocuiți cu babuinii. Deci tema ei, Africii. Un șiv încuță în lesă și un cimpazeu călare pe o negresă. În veche Europa, coponarii vor câștiga ca numări prin clonare. Chetele soxoarelui, însă, blegii vor fi vânați și dați pe mâna legii. Pe ruguri arși, ca fum, vor trece alene, peste orgii de gheși și lesbiene. Deci tema ei, a Europei. Pe un fon de cer apatic, un clitor flasc și un anus singurate. Cât despre Americi, eu, vizionara, ajungem la sfârșit la Moldova. Nu-i văd decât pe ăia cu chitara, Americi. Și cu lambada lor în faptul verii, tocmai plătind tribut în perecherii. Pe când ceilalți, din mează noaptea nume, din nord, importă prunci ca nici din restul lumii. Deci tema lor cea dreaptă, mi se pare, a mergilor. Că e o banană regulând dolare. Nu voi uita de Rusia cea mare. Nici parte enogeneză, nici clonare. De unde sperma, clonul sau vaginul, frumoasele își fac prin lume plină. Răsoarcele era întotdeauna. Că despre ei, Ivanii, ce foloase când spiritul îi se scurge și din oasă? Deci tema ei, a Rusiei, pe un câmp trântit pe o rână, un spermatozoid cu o sticlă în mână, cu vodcă în mână. Ce-a mai rămas? Japonia, desigur. Copiatorul face treabă singur. El ia copii cu minți și scoate copii, nici tu clonare, nici tu pofta popii. Doar niște soia pentru proteine, iar restul știu dischetele mai bine. Deci tema ei, a Japonii, modest pe o măsuță, un foarte mic computer, dar cu puță. Nu, n-am uitat Moldova, plaiul mitic. Va crește nădragoan de cimioritic. Va sta cu fundul gol la drumul mare, să o reguleze liber fiecare. Născând apoi în foarte lungi coloane, oligofreni cu secer și ciocane. Deci tema ei, cât vor păgea de lapul, un cap de bou. Cum și este cap? Îmi pare rău, am văzut ce mai mici au